I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's weighing me down. Pe dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Este foarte dimineața, este ora 6 și jumătate. Și momentan așteptăm să mergem în vacanță. Da. Nu vreau să urlu foarte tare că e destul de liniște aici și e lume prin prejur și nu vreau să atrag super multă atenție. Ce faci? Sunt totul. Ești foarte picată când fumează țigări. Așa, așa. Cum? Efectiv le sugem, deci n-am văzut pe nimeni să fumeze cu atâta pasiune cum fumează omul ăsta. Mergem la Sunny Beach. Uite acum ne vine și autocarul. Călătorim la fel cu cei de la Travel Planner. Am stat la Rio Palace și o să fie foarte drăguț. Și o să mai mergem la încă un hotel după, o să stăm la Majestic. Deci la Rio stăm 4 zile și dincolo stăm 3. Deci dacă vreți să mai vedeți încă un vlog de vacanță, că am văzut că locul mama v-a plăcut foarte tare, stick around pentru că și asta o să fie la fel de drăguț, pentru că avem mai muțica asta aici. Și după multe ore am ajuns la Sunny Beach. Am o față, sunt destul de obosită, sincer, să zic că mi s-a părut drumul un pic mai lunguț. Am ajuns la Sunny Beach, suntem cazați la hotel Rio Palace și camera este super frumoasă. Este un hotel frumos, foarte frumos, aș putea să zic, de aici, din Sunny Beach. Asta este camera, este super spațioasă. Noi suntem la etajul 9 și hai să vă arăt, avem și o canapeluță aici dacă vrem să ne ciluim, pot să mai machiez aici. Ai un balcon foarte mare, acolo poți să-ți usuci și prosoapele și... Oh my god, deci vremea anul ăsta în Bulgaria, fraților, a fost superbă. Superbă, superbă. Vreau să vă arăt și în baie cum e. Halo! Halo! Poți să le arăt baia? Da. Asta este baia. E foarte mare. Toată baia. Ia uite-o. Bam, bam, bam. Și avem o cabină de duș imensă. Da, baia foarte frumoasă. Aici este un dressing imens. Îmi place foarte mult. Deci chiar îmi place foarte mult. Camera este foarte, foarte faină. Guys, am venit la cină. Examene de prostată. Eu sunt moartă de oboseală, dar am venit la cină și am zis, dacă tot am venit, este prima noastră cină aici, să filmez un pic, să vedeți care este restaurantul principal. Pentru că întotdeauna este helpful și dacă veniți vreodată aici unde suntem noi, să știți la ce să vă așteptați. Asta este zona de dulciuri. Am observat că la hotelul ăsta toate dulciurile sunt așa foarte micuțe. E stilul lor de a face prăjiturile de astea dulciuri. Foarte mici, așa, micuțele. Aici ai o zonă în care să faci salate și chestii dacă vrei. Au, nu, au și fructe de mare, ca un fel de antipasto e aici. Și sunt ca un fel de ouă umplute. Ok. După aia, aici ce avem? Our dessert. Asta e desert? Ai un fel de... Da, e desert, oh my god. Hai să mai vedem. Aici avem fructe. O grămadă de fructe, dacă vreți să fiți pe healthy. O grămadă de opțiuni. Acolo au pește. Asta e căptură zilei, gen, sau ce? Somon. Și aia ce-i? Omuligă? Ah, mashed potatoes. Ah, și aici au ceva sosuri, ceva... Da, asta e peștele care l-au prins. Așa, astea sunt cartofii care i-au capturat astăzi. Deci, ce mai au? Să spune și aici. Și aici au tot fel de garnituri. Și... La fiecare chestie scrie aici sus. Ce e aici înăuntru. Arată foarte. Da, arată foarte bine. Și asta ce-i? A, uite, au shepherd's pie. Știi că de asta tu e cea mea, că vreau să fac acasă. Shepherd's pie. Mințeai că o să faci. O să-ți fac. Uite, au și înghețată, dacă vreți să mâncați înghețată. Dacă vreți, puteți să mâncați afară pe terasă. Nu trebuie să mâncați neapărat înăuntru. Dar afară este super frumos. Și eu zic că e mai drăguț să mâncăm aici afară. Lângă piscină și lângă mare. Mamă, cât de frumos se vede. Super. Dacă fac gălăgie cu astea, îmi pare rău, îmi cer scuze. Deci chiar mi-am luat mâncare, mulțumesc. Chiar mi-am luat mâncare de copii. Efectiv. Mi-am luat și niște paste și un cașcaval pane și niște cartofi prăjiți. Și zic, ok, dacă nu merge varianta asta, am zis că vreau să încerc niște somon ăsta, acum am început în piața mea, cu
cu legume sunt plin de piure și zic, hai să bă, că mi-e poftă, și de asta, și de asta, și de asta. Foarte în schimb. Rechin, rechin pane. Da, le rechin pane și luat și legume. Crab și... Ce ai făcut acolo pene? Ce, ce mănânci? Mănânc orez cu fasole din asta ce dată. Adică... Eu mănânc năut. Deci ai făcut varză aici. Bun, mai e și unul în plus. Deci mi-am luat dulceața aia, mi-am luat și înghițată. Am zis că mai împart cu forte, el m-a mâncat un pic mai devreme. Și am luat un pic de fiecare, că nu știam care sunt bune. V-am zis că ei fac dulciurile astea mai micuțe. Da, da. Hai să vedem ce... Asta este foarte bună cu înghițată. Asta nu știu. Eu încă am rămas cu gândul la tarta aia și am mâncat-o în concediu trecut, care era the best. Ce? Asta, nu? Nu, asta așa era. De exact așa erau cum e asta de aici. Doar că mai mari. Și era cea mai bună tartă pe care am mâncat-o în viața mea. Ce peștișoare! De fiecare dată când văd un acvariu de ăsta imens, mi le scoat acum fișii din... De unde era faza asta? Deuce Bigelow? Da, Rob Schneider. Fișii. Am jurat omul cum you pretty fish. You pretty. You pretty tu. You prettiest. Ce drăguț. Bună dimineața! Ce? Eu râd aici cu... Deci, stai să începem. Ne-am trezit, numai ce ne-am trezit de mult și am dormit în patul ăsta. Băi, bestial! Deci este... Uite, ia. Deci e super mare, super comod, da, super... E ca și cum... Deci e ca și când e un pat de trei oameni. E ca și cum stai pe găluște din alea de lapte de pasăre. Aaa, ce frumos! Și înainte să deschid camera, îmi zice... Ce faci? Cum ai zis? Aripioară, nu? Aripioară. Ne-am trezit acum... Nu de mult. Eu m-am dus să-mi pun prosoapele la 6:30 și surpriză, era închis. Era pus lacătul acolo și eu am văzut că era program de la 7, dar de fapt era de la 6 și era pus acolo deasupra o ceva. N-am înțeles exact de ce deschide la 7, pentru că sunt unii oameni ca și mine care merg să facă aerosoli, care vor să fie matinal, să aibă prosopul dimineața la prima oră la plajă, dar da, era închis. Dar am avut noroc cu un românaș de-al nostru care a sărit gardul și mi-a pus prosoapele, ca să vă zic super sincer. Tot este ok, vreau să întreb la recepție de ce nu se deschide totuși la ora 6, pentru că la 7 e puțin târziu. Știu că sună crazy, nu este târziu, dar da, e puțin târziu când ești în concediu și ești la mare. Și mergem la micul dejun să mâncăm ceva foarte bunuț. Mi-am dat seama că nu aveam ușă la baie. Ieri când am filmat prima oară, n-am realizat de ce, că noi practic... La baie, vezi, nu este ușa. Și după aia mi-a picat mie FISA și este un lucru destul de important. Hotelul este adults only. Deci nu primesc copii și atunci am înțeles eu. Ok, da, nu sunt copii. Deci dacă nu vă plac copii sau dacă nu vreți să fie gălăgie, pentru că, na, când sunt copii este și gălăgie, dar în același timp este și mai animat. Să știți că la hotelul Riu Palace nu aveți voie cu copii. Dincolo, lângă noi este Riu Paradise și acolo aveți voi cu copii și cu tot ce vreți voi, dar aici unde suntem noi nu sunt copilași. Am vrut să vă arăt Birkenstock-urile mele pe care le am de atâția ani și încă arată foarte bine. Bine, cei drept nu sunt super forjați, dar îmi plac foarte mult. Și acum, după atâta timp. Birkenstock-urile, îți plac? Papucii ăștia, genul ăsta de papucii. Am vrut să vă arăt și eu șlapii mei. I-am luat din, de la chinezi acum un an și ceva și arată la fel ca și când i-am luat, au fost 12 lei. I-am luat toate, trebuia să mergem la... Ai, eu arăt că fix așa e. Da, trebuia să mergem la un ștrand, nu aveam niciun șlap. Da. Hai că dimineața asta am prins masă bună, suntem în zona de fumători, că aici sunt două zone, adică ai voie să fumezi încă piscină și pe plajă, dar aici la masă este o zonă de fumători și o zonă de nefumători și foarte cum fumează. Am prins masă aici la zona de fumători și este și faină că ai și view, ai view la piscină și la mare. Și acum aștept să vină foarte cu capucinorile și cu laptele machiată, so that should be fun, pentru că el este mai clumsy de fel. Ia uite că vine ospătarul meu. Haide, ospătar! Uite, eu ți-am adus crumieră. Și capucinul de la voastră. Oh, mulțumesc! Știi, l-a luat de machiato? Da. Arată mai bine latele tău. Ziceam să văd cum le aduci. Că tu nu ești mai... Singur român. Bravo! Și ca de obicei, în prima zi, nu știi ce să-ți iei și ți iei de toate. Salama o să arăta foarte, foarte bine. Și ouă asta.
Și am luat așa o selecție de chestii să vedem cum sunt. Nu cred că le vom mânca pe toate, adică cu siguranță, dar vom gusta din toate să vedem. Și mi-am luat și fasole, mi-e prea să mănânc fasole dimineața și orange juice și cafeaua și da, hai să avem poftă. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă simțiți? Așa, e bine, bă, apa e călduță, e ca supă, bă, mă simt puiul din supă, bă, soarele dogoare peste noi, bă. Deci a fost maximă, cică, mă simt puiul din supă. Îți place aici? Da. Așa că e fain. Uite ce mișto e la piscina asta, stau oamenii aici frumos la bar, își beau drinkurile în apă. Apa este super faină. Și o vreme de mori, prea faina. Și auzi, băscuța asta e tot din Bulgaria, din primul nostru concediu. Ți-amintești? Da. I-am luat și la Seba una. Nu știu o legătură cu stilul de viață, numai modă. Da, da, da. That's what he said. Alina și puiul din supă. În premieră pe acest vlog sunt machiată, deci de când nu știu vlogul ăsta. Tot de machiată, tot boschetară, tot nu știu ce. M-am machiat și în seara asta pentru că am niște poze trecute. Și mi se pare că lumina asta sunt foarte bronzată. Sau sunt bine, eu sunt bronzată de data trecută. Foarte își putează mâncărica. Și în seara asta e foarte drăguță aici, că cred că, adică nu cred că aveam și ceva seară bulgărească, că aveam un setup din ăsta și a trecut pe masă și am văzut că aveau și cea mâncare tradițională. Și ne-am pus pe terasă, e foarte frumos, în seara asta am venit puțin mai târziu la masă și mi-am luat, nu v-am arătat, mi-am luat niște cartofi, nu știu ce ceapă, mi-am luat miel și mi-am luat niște salată și aici, pentru că sunt super copricioasă și sunt de vacanță, don't judge me, mi-am luat o chestie de asta din cartofi, vreau să văd cum este. Niște paste, da. Eu sunt fan paste. Dar da, și ne-am luat de băut niște gin și niște mojito. Deci eu de când, nu din vacanță, din vacanță cealaltă când am fost cu maica mea, dacă n-am băut la mojito ori, deci dimineața la 10 eu beau cu plajă mojito, de parte sunt ultima, dar da, YOLO. Hai că am ieșit și pe faleză. Yeah. Și e foarte drăguț pe aici. E multă lume pe stradă. Sunt și ceva discoteci, cluburi, nu știu, sunt astea. Nu simt că ți-ai bătaie. Da, încă nu mi-am luat bătaie. Încă nu ne-a furat nimeni mașina pe care nu avem. Dar sunt o grămadă de hoteluri faine în zonă pe aici. Nu numai asta pe la care stăm noi. Și îmi place. Faleza este super, super lungă. De la noi, de la hotel, am coborât 30 secunde gen și mergi fix în față și ești pe faleza. Și mergând așa la gale, zic, ce hotel e ăsta? Și este hotelul Majestic. La hotelul ăsta o să venim după fix 3 zile, când stăm aici la Riu o perioadă și după câteva zile venim aici la Majestic. Oh my god, chiar este imens! Foarte, foarte mare. Deci e aproape de noi. La cât? La 5 minute? Cam așa. Dați-i, bă, că vine trenulețul! Am găsit o petrecere, zice, zic, mamă, dar ce hotel e ăsta aici sus? Zice foarte, hai sus, că dați căs oamenii. Vrei să dansez? Ce e aici? De Caesar's Palace, uite. Ah, wow. Am venit cu șapca. A, n-avem voie. Nu, n-avem noi bani. Deci noi credeam, noi credeam că poate intra oricine și mi-a tot venit bouncerul și eram, ok, păi nu suntem de la hotelul ăsta, probabil. Se cântă îngerii la trompete. Da, wow, fii atent, chiar că. Să cânte trompetele. Da, chiar că foarte frumos. Impunător, așa. Da, foarte tare. Îmi zice Seba pe Instagram, să-mi iubi o brățară de acolo, de picior. Și zice foarte, uite, ia-i jartiera asta, că e perfectă pentru el. Oameni, deci bulgarii ăștia fac fake-uri la orice, deci eu mă mir, fii atent, la orice. Eu nu pot să cred, au de toate, efectiv, de toate, de toate, de toate și le vând așa, chill, fără nicio treabă. Că vă e foame, este și McDonald's aici, ia uite, au un mini McDonald's.
Au, ce bine miroase, dar numai ce am mâncat. Pe o scară de la 1 la 10, sunt de multe, de multe șanse ai să mor cu asta. Super sec. De ce e mai safe ride-ul din Bulgaria, chiar am vorbit cu organizatorii și mi-au spus. Am apucat ceva de ouă. Măi, tu, măi. Se întâmplă ție toate. Și e și anxioasă, că e multă lume. E multă lume și da, e cald. Serios, nu știu așa de ok. Îți jur că m-am pușcat ceva de ochi. Wow, ce papagali, fii atent. Ce frumos îs. Mamă, și tu ca nu l-ai viu, îți jur că am găsit. Ia, nu pot să cred. Mi-am frică să-mi acorde donut. Mi-am poftă de gogoși. Deci, am mâncat înghețată la hotel cu ceva sos din ăla, dar nu mi-am pus să mâncă ceva. Și am pus pe morte să-mi ia gogoși. Yes! Uite că acum atornă pericol. Că știe că îl filmăm. Măi, tu unde zici are? Ce am? Stai, stai un pic. Nu are ciocolată pe frunte. Bravo! Pe frunte, dar pe rochie. Cum ai mâncat tu? Într-adevăr. Pe frunte, dar pe rochie. Pe rochie n-ai. Pe rochie? Sunt impecabilă. Mai vedem mai sus. Dar chiar serios, am ciocolată în, în frunte, în băr? Măi. De nou. Cum are ea? Bravo, cât ai? Eu știu bine să mănânc. Eu așa știu să mănânc. Hai. Tequila, e greața. Deci te la mine. Deci asta este, deci ăștia suntem noi doi în nutshell. Eu dimineața ready, machiată, pregătită, nu știu ce. Minuel, foarte. Deci da. Și mergem la poze. Mergem să facem niște poze. Pentru că mai târziu este lumea la piscină și eu nu vreau să fie nimeni. Și atunci m-am trezit cu noaptea în cap, m-am dus, am pus pusoapele pe plajă și mă duc la poze. Mi-a dat cine așa de fresh când se trezește? Eu. Azi dimineață aș mai fi dormit un pic, dar m-am trezit așa, cu japca, ca să mă duc să pun pusoapele la plajă, ca seara ne-am culcat noi un pic mai târziu, am mai stat, am mai nu știu ce. Și ne-am uitat la... La 12. Nu, foarte nu înțelege conceptul de a merge în vacanță și de a te trezi de vreme și de a merge de vreme la plajă. Când? După ce te-ai culcat tu după oră, mi-a fost mie somn. Nu, ai văzut? Păi da, măi, dar de la soare și de la apă și de la statul ăsta și mânca și nu știu ce, normal că te mai ia și somn. Un pic mai târziu, aproape la 12 noapte, era aproape miezul nopții. Wow, numai de Revelion am mai stat atât. Nu, el are o problemă, se culce de vreme și eu sunt perfectly fine ca să mă culc și la 11 și la 10 și la 8 m-am culcat. Pentru că mă trezesc fucking de vreme de aia. Dar uite ce frumos este aici dimineața, că nu-i nimeni mai ales. Ador, iubesc. Dar să vedeți cum funcționează sunscreen-ul. Ieri aveam un alt costum de baie pe mine și zic, hai să iau altul astăzi, ăsta este de la H&M. Și stăteam liniștit la soare, m-am dat cu SPF, m-am dat cu nu știu ce. Și când vin în casă, ce văd? Ce s-o astea? Erau două zone unde, nu știu, cum am dat la soare, cum am stat, nu știu ce în zona asta, gen nu m-am dat și uite-te, instant, gen m-a ars soarele. Deci, da. Și gândește că deja sunt bronzată, că mai fost o tură. Dar era o zonă unde, pur și simplu, nu m-am dat cu SPF. Anyway, acum ne-am trezit și mai mergem o tură la plajă, vreo două ore, așa că este după amiază și mai avem vreme. I'm taking this. Hey guys, bună dimineața! Astăzi vrem să explorăm pe aici și mergem până la Nesebar. Toată lumea ne-a zis, dacă ați venit până la Sunny Beach, neapărat să mergeți până la Nesebar, să vizitați pe acolo. Că am citit că Nesebar este unul dintre cele mai vechi orașe... Oh my god, ai văzut cum m-a lovit aia! Este unul dintre cele mai vechi orașe din Europa. Și gen are două părți, centrul vechi și centrul nou, cred că zic bine. Și din fața hotelului poți să iei un autobuz
și te lasă până acolo. Poți să iei și taxiul. Dacă iei taxiul, cred că este în jur de 50 de leva pentru două persoane, cred că dus întors era. Da, 60. Ceva genul ăsta. Dar sincer zic, având în vedere că ne grăbim, poți să iei autobuzul. Și cred că autobuzul e 2 leva biletul de persoană. Oricum ești mai ieftin așa, dacă nu te grăbești. Și da, o să mergem până acolo. Și azi este mai windy și nu ne supărăm foarte tare, pentru că noi avem de pedalat. Bine, eu mă supăr un pic, am stricat părul, dar în rest suntem ok. Am mâncat și mergem să explorăm. Și am tricou meu alb. În sfârșit are foarte un tricou alb pe el. Da. Și m-am lăsat să-l iau alb pentru că este cu cap de morți și cu nu știu ce. Și zic, bine, hai să facem. Mi-a trecut și și zic, bine, hai să facem un compromis. Ce credeți? Mă arăt în alb. Bine, nu? Arăt bine? Da. Nu s-a mai văzut un alb de când era în casa patra. Nu e normal. Și după 20 de minute am ajuns aici. Here we are. De ce nu pot cuvântul ăsta? Ce bine e cuvântul ăsta. E foarte, foarte plăcut. Era, adică e mult mai bine decât dacă ar fost super cald, dar mă sparge. Ce drăguț. Și văd cum sunt ceva terase și ar trebui să ne uităm. Eu nu știu ce auzit, sincer, cuvântul ăsta. Sorry, n-am ce să fac. Mamă, ce drăguț e aici. Și mânca niște pește la un moment dat, proaspăt. Wow, și e tot verde. Chiar frumos e pe aici. E pisicuț. Hello! Ce faci mai frumoasă? Ce faci mai albuța mea? Măi, bătrânico. Tu ești bătrânică? Tu ești bătrânicioasă? Frumoasă. Măi, bătrânico. Ce frumusețe rară. Ce frumusețe rarisima. Ce grăsană mică. Ce faină-i. Hello, Chichi. Hello, Chichi. Salut. Bravo. Măi, tu ce... pisic frumos. Dacă vreți să veniți să stați la plajă aici la Nesebar, puteți să o faceți liniștiți pentru că aveți unde. E o plajă privată, acum nu știu exact unde se plătește, dar puteți să stați fix aici. Și acum, stat practic, m-am oprit să îmi pun niște leocoplasă un picior, cum mă băteau sandalele, și să beau niște apă pentru că este foarte cald. Dacă veniți cumva aici, veniți puțin mai târziu decât am venit noi. Cei drept, noi am vrut să evităm căldura pentru că este foarte cald afară și zic hai că venim de dimineață, dar faza este că nimeni nu deschide nimic până pe la 10. Și gen mai avem puțin de așteptat, că vrem și noi să mâncăm ceva, vrem să ne punem, vrem să bem o cafea și mai departe. Deci da, dacă vreți să veniți și să prindeți ceva pe aici să fie mai animat, veniți un pic mai târziu decât am venit noi sau mai puteți să veniți seara, dar la fel și seara de când suntem aici, sincer, în fiecare zi, seara este foarte cald. Deci gen e mai răcoare pe la 10:30, 11 și de obicei atunci se închid coșmeliile, deci parcă nici cum nu-i bine, dar... poate totuși e mai bine să veniți de dimineață și așteptați să deschidă, ce știu eu, astea de suveniruri. Dar dacă veniți de dimineață, nu e lume aici. Deja la ora asta încep să fie turiști și nu mai faci poze singură. Aici faci cu turiști pe lângă tine și începe să devină crowded. Ce bine stă cu tricoul tău alb. Îți place? Da. S-a văzut foarte acum într-o poză, zice, mamă ce bronzată, zic, da, bici, pentru că porți alb, for a change. Hai că am intrat pe TripAdvisor să ne uităm puțin unde se de mâncat aici și primul restaurant, adică pe primul loc, este Old Sailor și are 1723 de reviews și totul merge cu mâncarea, este excelentă, deci cel mai probabil aici vom mânca. Ce vă ziceam, dacă veniți mai târziu, nu mai prindeți poze singuri. După ce ne-am vărtit foarte, foarte mult și este extrem de cald, am ajuns până la urmă la Old Sailor și ne-am uitat prin meniu. Ne-am ales ceva ce să ne placă, ne-am luat niște caracatiță, totul este proaspăt. Ne-am luat și calamari și cartofi prăjiți cu brânză și tot felul de chestii yummy. Acum vedem cât sunt de proaspete. Și ne-am luat și o bere. Eu am crezut că este o bere mai mică, dar este o bere imensă. Dar cheers! Abia să ținem mâncarea.
Și dacă vreți să veniți la Old Sailor, este gen fix în spatele bisericii, acolo unde v-am zis că dacă veniți mai târziu, nu mai aveți șansă să faceți poze. Ok, hai că ne-a venit și mâncarea, calamarii. Ne-am luat și o pâinică. Bine, cred că am exagerat un pic cu pâinea și cu cartofii. Și arată foarte bine caracatița ta. Bun, da și calamarii mei. Hai să avem poftă. Am revenit cu păreri despre mâncare. Caracatița, nu bună. Foarte, foarte bună. Calamarii, nu știu ce să zic, erau foarte uleioși așa cumva. Cartofii buni, dar prea mulți, n-am știut că sunt porțile așa de mari. Dar dacă veniți cumva aici, caracatița excelentă, calamari erau prea uleioși cumva și cumva undercooked. Deci una este să-i faci platare după aia zgumoș, dar ăștia erau cumva nefăcuți. Dar mă rog, i-am mâncat, au fost bune, am selectat și nouă ce ne-a plăcut de acolo. Dar caracatița mi-a plăcut foarte mult, deci o să uit acest mic incident. Și între timp s-a adunat o grămadă de lume, avem și copilași pe aici prin jur. Și da, mai sunt puțin șupa care o tăiem. Meanwhile, Forte își caută un suvenir. Uite-te ce suvenir își caută om. Doamne ferește. Ce-i grasul? Care e problema? Deci am venit de pe drum și nu mai pot de cald. Deci poci afară și zic, ok, deci nu am putea. Și ne luăm înghețată! Yay! Cu sprinkle! Deci eram pe autobuz și se perpetau, oh my god, ce caldă e, nu mai ajung o dată, nu mai nu știu ce. Și la un moment dat zic, ok, ca să mă simt mult mai bine, trebuie să mănânc șapă. Așa că am venit să mâncăm înghețată. Hey guys, bună dimineața! Noi astăzi, de fapt ieri, doar că era foarte nebunie, am schimbat hotelul și am venit la Hotel Majestic. Și eu în dimineața asta sunt foarte supărată că am ieșit să fac niște poze și mă chinui de jumătate de oră și este singura zi în care este urât afară, adică urât. E cerul acoperit așa de nori și gen, vreau să-mi fac și eu o poză aici la piscină și n-am lumină bună. Uite, în partea asta mai e cumva, dar pe telefon se vede oribil. Și da, am venit la Hotel Majestic, e tot aici la Sunny Beach. Asta este un hotel de 4 stele, au voie și copiii. Mâncarea este destul de tasty. Am mâncat ieri seară cina și au și ceva înghețată bună și ei. Cred că au aceeași înghețată ca și dincolo, sincer. Și da, e foarte drăguț. Au piscina asta foarte, foarte, foarte mare și este un pic mai aproape de cum ar veni, de faleză. Bine, și celălalt era pe faleză, dar asta e un pic mai aproape de toate nebunile alea. Și da, ultimele zile le vom petrece aici, după care plecăm acasă. Aici în față e recepția. Ia uite ce ornament au ei. Și când veniți, vă cecuiți aici. Și lifturile sunt aici. Zici că vă fac turul casei regale. Da, și o să-mi fie dor de view-ul ăsta. Da, într-un fel mi-e dor de casă, sinceră să zic. Și mi-e dor să mă întorc la muncă și la sală și la rutina mea înapoi și la toate alea. Dar în același timp o să-mi fie super dor de mare. Hai că anul ăsta chiar, deci anul ăsta chiar am venit la mare. Deci am fost de două ori, ca nehaliția aia. Na, hai că la cină i-am luat. Știu că gen pare super multă mâncare, dar chiar nu e, e farfuria mai mică gen. Și algea pare îngrămădită, da. Mi-am luat o pulpiță mică de pui din asta dezosată, niște cartofi noi. Astea ne-am luat să le încerc, că dacă îmi plac, sunt niște cheese, mozzarella cheese. Am vrut să văd lasagna cum e. Sincer să zic, o să mă laud, dar ca lasagna mea de acasă nu am mâncat în viața mea în oraș. Deci, I mean that. Și mi-am luat niște salată de varză. Și da, și mi-am luat niște prăjiturică cu cocos la desert și foarte și-a luat acolo cărnuri și de toate ori. Dar da, arată bine. Deci vreau să filmez salata lui Forte. A venit la masă și zice, ai filmat salata mea? Ui, deci ui, ui, ce cromatică. Foarte frumos. Ce nebunie. Foarte, îmi place. Ai, ai ceva viziune, aici e cam spoită farfuria, dar rest e bine. Deci sincer că mi se duce bronzul ăsta. O să fie dor de el. O să mă albesc de numai, dar până una alta, bici. Deci, deci parcă ești altceva când ești bronzat și machiat și aranjat. Și da, astăzi am zis că nu mergem la piscină pentru că este oficial prima zi în care e urâțel afară. Adică ce nu e super urât, doar că nu e soare și nu prea e ce să faci la piscină. E pustiu, așa că o să mergem să ne jucăm mini golf. O să mergem să ne jucăm... Cine a jucat astăzi acolo? Taken? Taken. 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 Taken.
și la un game room și au și din asta de pinball. Și când eram copil, chestia de pinball era preferata mea, așa am zis că iau cu Terminator. Deci asta avem zi din asta de activități. Mai stăm, mai mâncăm, mai mergem prin piață pe aici, prin piață, prin bazar pe aici, mai cumpărăm ceva suveniruri, dacă e. Și that's pretty much it. Și am o fustiță din asta pe mine de la H&M și este o culoare asta foarte drăguțică, așa satinată. Bine, fie vorba între noi, la fiecare zgârietură, nu știu pe undeva pe aici, whatever, se agață, știi? Cu chestia de aia de scame se depărtează, nu e o problemă foarte mare, doar că nu, a fost dar cheap, cred că a fost în jur de 40 de lei, dar e așa foarte de efect. Am venit de la poze și acum mergem jos, ne luăm ceva de băut, după care... Să înceapă jocurile! După care mergem să ne jucăm. Taycan! Ce câștigă, eu sau el? Place your bets in the comments. Cam eu. Cam tu, cam tu, eu care eram ultra campioană la Mortal Kombat când eram copil, nu se jucă nimeni cu mine pentru că îi băteam pe toți. Aia a fost sfârșitul, pareați acum în comentarii și ne vedem peste... Facem pareu pe 5 milioane. Pe 5 milioane, man, când te aud pe 5 milioane, facem pe 50 de lei, pe 5 milioane. Pe tot salariul tău pe o lună. Da. Te las să ne-am jucat. După aia, eu vreau să mă joc la pinball. Deci ăsta era jocul meu preferat când eram copil. Uite câte chestii. Wow, ce amintiri. Ce plăcea, ce tare. Ce tare, ce tare. Dintre toate astea, pinball îmi place cel mai mult. Și pregătiți să-ți iei bătaie. Eu sunt pregătit să-mi iau bătaie de când m-am născut. Fii atent de drag cu stolul. Hai. Ce ai făcut? Te-ai pierdut deja? Bă, man, deci fix pe mijloc, ești nebun! Oh, yes! Uite ce m-am pus o strică! Dacă nu mai dă o tiră... Asta-i tot? Da. Bravo, da! Îmi dă o pisă. Da. Ce? Zice foarte ce, s-a trebuit să bași cardul. Hai tot la fel, bagă ăsta. Eu la fratele meu când eram mică. Pa, 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 vezi că pici de pe el, numai trebuie să te ții pe picioare, știi? Și te lași așa, știi? Nu te lași de tot. Ma copiii se lasă de tot. Unde vrei să te plimbi? La Dubai? La Dubai, nu? Să-ți vede Dubai, Spania, Paris, Himalaya, Africa, Las Vegas, Thailanda. Și ca să vedeți cât de bine conduce Forte, asta face de când am început jocul. Ba se bagă în gunoaie, ba în mașini. Uite-te cum conduci, deci tu de când ai început în mașini și ești beat? Dar nu-i vorba, uite-te cum conduci, ai bat, dude. Oh my god, uite-te la el. Ce ai când am dat la mașinile alea? Uite-te, uite, în toți pereții ai intrat, deci efectiv în toți pereții, de când am început. No, hai să vedem pe marea motociclistă. Eu, pisicul ăsta prinde numai checkpoint-uri, numai... Bine, mă! Iotel! Da, ești pericol. Hai, 2, 2, 2, 2, 2. Bine, mă! Mi-a cum mi-a zis foarte, zic, până nu te-ai jucat în viața ta pe motocicletă. Eu m-am jucat în viața mea, prima oară în viața mea, cum mă pe o motocicletă din asta. Bă, când eram mic... Și în viața reală am fost toată cu scuterul. Mi se pare foarte ciudat că eu când eram mică și mergeam la mare cu ei mei, tot ziua eram la arcade-uri din astea. Cu arcade, mă jucam cu lupte. Apropo, dacă ați păreat, ați păreat degeaba cu mâneam jucat pe care. Ce mișto arată platoul ăsta, așa colorat și fain, am venit la masă. Ia uite și ăsta, ce s-a spus, ifre și pește și chestii yummy, nu au o grămadă de chestii de mâncat. O să-ți fac și salata ta, au și fructe, au o grămadă de chestii faine. Da, hai să ne jucăm, să nu ne jucăm cu reguli. Hai, cât timp. Da, chiar fain aici, terminul ăsta, și o grămadă de lume care se joacă și în partea asta și aici, lângă noi. Foarte tot corect și am câștigat prima rundă.
Tot tehnică, tot shoulder, tot în spate. Pe punctaj. Wow! Nu cred. Bravo! Hai că asta a fost tare. Bravo, bravo. What a shot, mate. That's so good, edit. Yeah, in it. E greșit ceva? De ce? Că am câștigat eu? Și omul înainte să vină, deci eu am 50 și cât am eu? 53. Stai, eu am 53 și 61. Înainte să veni să ne jucăm minigolf, zice, eu mă uit la tutoriale ca să ne jucăm, cum sunt în focus. Zice, eu mă uit la tutoriale ca să te bat. Da, foarte mult, bravo. Nu merit. Merit? Da, au jucat foarte bine, au jucat mult mai mult. Te-am impresionat? Hai să bem un drink. Așa. Nu știu, rău, mai zi o dată ce ai zis. Ce am zis? Că așa mult ne iubim, că și bagajele noastre stau. Stau apropiat. Si. Ta la 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 ta la la ta la la. Te bucur că plecam. Mă bucur că plecam împreună. Aaaa. Acum s-a ridicat foarte de aici de jos și zice, hai Margarita. Hai de Margarita meu. Ce hai Margarita meu să vede. Deci nu fac cu tine. Deci tot timpul îmi zice cele mai ciudate și mai drăguțe nume ever. Dar de unde le scoți când stai așa și ce, ce simt pe moment? Mă duci cu Margarita meu. Zică cineva că ești Margarita. Da. E Margarita. Da. Și mi-ai mai zis cumva în vacanța asta. Cum te mai zis? Și ne-ai mai zis-o pe vlog. Am zis că treci meduza mea. Nu, mai fai, nu meduza. E ceva că plutești pe mine. Nu mă. Era mai bine la tine. Îți spun acum retardat, nu mi-ai zis? Meduza? Ce meduza? Iubirii noastre? Parcă că da, plutești, că plutești mereu în apele, cumva. Nu, că plutești, mi-ai zis ceva, meduza, meduza ceva. Și zici, de ce mi-ai zis așa? Și zici că, că plutești în... spre... Nu mai știu, dar mi-ai zis, de ce mi-ai zis cele mai ciudate nume oricum, Margaritaru, ok. Eu stai pe telefon și zice, hai Margarita și rău, what? Fuck, unde dracu le scoți? Anywho, noi momentan așteptăm să ne vină autocarul să plecăm înapoi la București. Mâine vrem să mergem până la Hard Rock Cafe să mâncăm ceva înainte să plecăm la aeroport. Nu știu ce am zis așa. Și da, ne-a plăcut tare mult vacanța noastră, ne-a ținut foarte bine, ne-am mai bronzolit. Nu știu ce, mi se pare că nu-s bronzată, e foarte tare eu, deși nu le poze par foarte bun. Aici. La 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 la. Dă-ți să-mi arăt de ce, de ce fac așa. Deci dacă vreți să mai mâncați porumb, să știți că așa se servește cucuruzul. Din... umblu cu tine, m-am deșertat de când umblu cu tine. Da, anyway, o să vă lăsăm, nu știu dacă mai vlogez ceva mâine. Ne vedem în vlogul următor și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați că întotdeauna să dați un mare thumbs up. Și ne puteți urmări pe Instagram dacă vreți. Vă pup să aveți o zi frumoasă ca și voi. Bye! Bye!